Și anul acesta, în luna mai, compartimentul de promovare și evaluare a sănătății din cadrul Direcției de Sănătate Publică NEM a reluat campania de conștientizare a efectelor nocive ale hipertensiunii arteriale, boală ce face ravagii în rândul omenirii. Scopul acestei zile este de a sensibiliza populația despre riscurile hipertensiunii arteriale. Cu acest prilej se lansează și o campanie de informare a populației cu privire la importanța depistării precoce a hipertensiunii arteriale. Sloganul campaniei mondiale din acest an pentru Ziua Mondială de Luptă împotriva Hipertensiunii Arteriale este: cunoașteți-vă valorile tensiunii arteriale. La nivel mondial sunt peste 1,5 miliarde de persoane care au hipertensiune arterială. Hipertensiunea arterială este un factor de risc major pentru accidentul vascular cerebral, pentru infarctul miocardic, pentru afecțiuni renale și pentru diabetul zaharat. Și în județul Neamț crește numărul de bolnavi cu hipertensiune arterială de la o etapă la alta. În județul Neamț, la sfârșitul anului 2015, erau rămași în evidențele statistice ale Direcției de Sănătate Publică Neamț 73.403 bolnavi cu hipertensiune arterială, iar la sfârșitul primului trimestru al anului 2016 erau în evidențele statistice ale DSP-ului 73.905 bolnavi cu hipertensiune arterială. Medicii recomandă atât pentru bolnavii cunoscuți ca având hipertensiune arterială, cât și pentru cei predispuși îmbolnăvirii, respectarea unui minim de reguli de prevenire a creșterii tensiunii sau de aducere a ei în jurul parametrilor normali. Există o serie de recomandări care se pot face persoanelor care au sau care încă nu știu că au hipertensiune arterială, și anume să adopte o alimentație sănătoasă cu o cantitate mai mică de grăsimi, o alimentație bazată pe legume și fructe, să reducă conținutul de sare din alimentație, să-și mențină greutatea în limite normale, să crească nivelul de activitate fizică, în sensul că cel puțin 30 de minute pe zi activitate fizică, și aici putem vorbi despre mersul pe jos în ritm alert, grădinărit, ciclism, tenis, practicarea unui alt sport, și bineînțeles să mențină o atitudine sănătoasă față de consumul de alcool, în sensul că nu putem spune că interzicem total consumul de alcool, dar cantitatea consumată să fie moderată. Bolnavii trebuie să-și controleze periodic tensiunea arterială și să cunoască care sunt parametrii normali ai acesteia. Valorile normale pe care Organizația Mondială a Sănătății le consideră a fi normale pentru tensiunea arterială sunt 120 cu 80 mm coloană de mercur sau mai mici. Iar în momentul în care aceste valori ale tensiunii arteriale cresc, persoanele respective trebuie să se adreseze medicului de familie și, în funcție de recomandările acestea, medicului specialist cardiolog. Tensiunea arterială crescută sau hipertensiunea arterială sistemică înseamnă creșterea presiunii în arterele sistemice. Arterele sunt vasele care transportă sângele de la pompa cardiacă la toate țesuturile și organele corpului uman, fără de care acestea nu pot primi oxigenul și nutrienții necesari pentru a-și desfășura activitatea. În lipsa acestei presiuni în artere nu ar fi posibilă circulația sângelui în organism, dar o creștere excesivă a sa este defavorabilă. Hipertensiunea nu înseamnă tensiune emoțională excesivă, deși stresul poate crește temporar tensiunea arterială.